n-are apă deloc, uite. E uscată. Uscată. Agricultorii din zona Moldovei sunt disperați. Pământul este atât de uscat încât fermierii spun că dacă nu va ploua în scurt timp, pierderile ar putea fi totale la culturile de grâu și rapiță. Cultivăm în jur de 1200 de hectare. Avem grâu aproximativ vreo 450 de hectare. Am investit sume importante în culturile astea. Pierderile sunt totale. Deficitul de apă din sol ar putea afecta chiar și culturile de porumb și floarea soarelui abia însămânțate. Situația e